Spun câteva cuvinte înainte de a citi o poezie din Matematica iubirii. În sensul că am greșit când am spus cândva, tot într-o astfel de situație, că eu nu mi-am folosit memoria și am greșit. Nu îndemn pe nimeni să facă lucrul acesta. Aveam un net memoar. Eram într-o situație în care ziceam că sunt perisabile informațiile și n-are rost să-mi încarc memoria cu lucrurile necorespunzătoare, dar care era un curgere. Dar despre cuvântul Domnului și despre felul cum am fost creați, am aflat mai târziu. Și acum memoria mea este destul de neexersată, de aceea îndemn pe toți să-și exerseze memoria și să nu aibă teamă când vor cita din cuvânt, pentru că eu am teamă. Dar Domnul mă va vindeca. Amin. Eu n-am știut că pot vreodată să mă îmbrac în mulțumire, căci viața mea îndepărtată robea trudită pentru fire. Eu n-am știut că cei lăuntric se poate îndată împlini, când las din cruce valul spornic să-mi spele viața spre a trăi. Eu n-am știut că fericirea se află chiar atât de aproape, când jertfa lui oferă mântuirea și vechiul om e gata să se îngroape. Eu n-am știut ce revărsare de binecuvântări cerești sosesc în viața celui care moare și apoi în Iisus se înnoiesc. Eu n-am știut ce har va curge prin starea celor izbăviți, că în dragoste Iisus le ajunge să fie întotdeauna mulțumiți. Dar știu acum atât de bine ce multă vreme n-am știut când a intrat Hristos în mine de plin. Pace m-am umplut. Slăviți să fie Domnul!